ajutoarele care vin din partea României. Cum ar fi renovarea grădinițelor, microbuzele școlare, busele pentru studenți, ambulanțele și elicopterele smurți și absolut toate ajutoarele care vin. Cum credeți? Ar trebui să o fie sau nu? Da, trebuie să fie. La fel, petonăm pentru unificarea României, cum a fost în Germania în anii 90. Cerem din partea României cetățenie română prin Constituția României. La ce mă refer? Să avem cetățenie română automat, cum avem ca această moldovenească, la naștere, ne-am născut, avem automat. Fiindcă așa să fie și în România. Cerem acte de să fie elebrate aproximativ în 10 zile. Pentru bătrâni o pensie 3500 lei, asta e pensia minimă română. La fel pentru copii 1800, invalizi 2800 și 1600 lei, asta să fie indemnizație, alocați social la nivel român. Cu acest punct sunteți de acord sau nu? Ați dori o astfel de scrisoare să trimiteți unui deputat, unui senator din România. Ați auzit faptul că acum foarte mulți își fac cetățenie românească, da, însă e procedura de redobândire, dar trebuie să aștept 2-3 ani, trebuie să demonstreze apartenența la etnie română. Deci dacă ne-ar fi fost garantată prin Constituția României, noi am primit-o în decurs de 10 zile ca un act obișnuit. Pe lângă asta, cerem pensia minimă română pentru toți pensionarii din Republica Moldova de 3500 de lei, alocații sociale la nivel român pentru copii, invalizi și șomeri. Plățile astea sunt mult mai mari în România decât la noi. Dumneavoastră, cum credeți? Este o idee bună această scrisoare, ideile acestei scrisoare? Dumneavoastră ați semnat asta de scrisoare. Eu nu sunt politician și eu nu promit, eu nu fac promisiuni electorale. Și ce părere ați avea dacă printr-o scrisoare am mulțumit poporul român pentru aceste sprijinuri? În a doua parte a acestei scrisori, venim cu petiția de reunificare a României pe baza reunificării Germaniei din 90 și anume cerem cetățenia română să fie oferită prin Constituția României și să primim actele românești în decurs de 10 zile. Dacă dumneavoastră cunoașteți, acum foarte mult basarabeni și fac cetățenia românească, dar trebuie să aștept 2-3 ani pentru că este procedura de redobândire. Dacă ne-ar fi fost garantată prin Constituția României dreptul această cetățenie, noi am primit-o foarte rapid ca un act cât obișnuit și noi anume cerem în 10 zile să primim actele românești. Pe lângă asta, cerem pensia minimă română pentru toți pensionarii din Republica Moldova, o pensie minimă de 3500 de lei, pentru copii 1800 de lei alocații sociale, pentru invalizi 2800 și pentru șomeri 1600. Ce părere aveți dumneavoastră, per general, față de această scrisoare? Sunt idei bune? Cum tot vrem, dacă ne ceva bun. Când este spre beneficiul nostru. Dumneavoastră ați semnat o astfel de scrisoare? Cum ar? Da.